Vă salut, dragii mei! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Vă primim cu brațele deschise pe canalul nostru YouTube Dumnezeu te iubește! Suntem încântați să vă avem alături în această comunitate unită sub aripa iubirii divine și a unei credințe profunde. Aici veți găsi mesaje inspiraționale, predici pline de înțelepciune, discuții spirituale profunde și resurse menite să vă ghideze în întărirea credinței voastre și să vă apropie de Dumnezeu. Fiecare videoclip este realizat cu scopul de a aduce bucurie, iluminare și încurajare pe parcursul călătoriei voastre spirituale. Abonați-vă și alăturați-vă acestei odisee sacre, amintindu-vă mereu că, în fiecare pas, Dumnezeu ne iubește. Astăzi o să aflăm 10 dintre cele mai șocante povești biblice care îți dau fiori, după un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Biblia este cunoscută ca fiind una dintre cele mai influente cărți din istoria omenirii, având o influență profundă asupra culturii, artei și religiei. Însă, dincolo de mesajele de iubire și compasiune, aceasta conține și povestiri de o duritate extremă, înfățișând război, suferință și cruzime. Fie că discutăm despre conflicte între popoare sau despre tragedii personale ale unor personaje biblice, aceste narațiuni ne oferă o viziune complexă asupra naturii umane. Iată în continuare 10 dintre cele mai șocante povești din Biblie. 1. Chinurile lui Iov. Cartea lui Iov, parte integrantă a Vechiului Testament, este o narațiune profundă care explorează problematica suferinței umane și a credinței în fața adversităților. Povestea lui Iov este una dintre cele mai tulburătoare din întreaga Biblie, evidențiind fragilitatea condiției umane și lupta din interiorul sufletului în fața suferinței inexplicabile. În centrul acestei narațiuni se află o provocare lansată de Satan, care are ca miză nu doar averea și familia lui Iov, ci chiar credința lui în Dumnezeu. Iov era un om drept, temut de Dumnezeu și respectat de contemporanii săi, având o viață plină de binecuvântări, o familie numeroasă, bunuri însemnate și o reputație de om înțelept. Totuși, în ceruri, o discuție crucială avea loc între Dumnezeu și Satan. Satan contesta integritatea lui Iov, sugerând că acesta își manifesta credința doar din cauza binecuvântărilor materiale. Îngăduie-mi să-l încerc, spune Satan. Îți va blestema fața ta dacă iei tot ce are. Dumnezeu, cu o încredere desăvârșită în Iov, acceptă provocarea. Astfel încep chinurile lui Iov, care se desfășoară ca o dramă profundă, marcată de pierderi imense și suferințe inimaginabile. Într-o zi, mesager după mesager ajunge la Iov cu vești devastatoare. Bogăția sa este dusă, turmele-i sunt furate, iar robii săi sunt omorâți. Ultima lovitură vine atunci când află că toți cei 10 copii ai săi au murit într-un cataclism. Ce s-a întâmplat, strigă Iov cu inima frântă, dar cu o credință care rămase neclintită. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie numele Domnului binecuvântat. Dar suferința nu se oprește aici. Iov este lovit de o boală cumplită, plin de ulcere și dureri insuportabile. Este nevoit să se așeze pe un grăunte de lut, plin de durere, înconjurat de o neagră și aspră singurătate. Prietenii lui veniți să-l consoleze devin în cele din urmă judecători, întrebându-se ce păcate ar fi putut să ducă la o asemenea soartă. Ce ai făcut, Iov? Îi reproșează ei, jignindu-i în același timp credința. Iov, copleșit de durere, își exprimă în mod repetat neînțelegerile și suferințele. De ce, Doamne, m-ai abandonat? De ce îngădui aceste chinuri când eu am fost un slujitor fidel? Însă răspunsul lui Dumnezeu întârzie să vină. Cu fiecare zi care trecea, credința lui era pusă la încercare, dar el refuza să îl blesteme pe Dumnezeu. În cele din urmă, Dumnezeu răspunse rugăciunilor lui Iov, dar nu o făcuse în modul în care se aștepta. Nu oferise răspunsuri clare, ci reamintise lui Iov despre măreția și misterul creației divine. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Întrebă Dumnezeu,
provocându-l pe Iov să reflecteze asupra locului său în univers. 2. Pedeapsa regelui Balșazar. În noaptea în care bogăția și desfătarea ajungeau un zenit de neimaginat, la palatul regelui Balșazar din Babilon, istoria părea să se scrie cu literele pregătirii pentru o mare catastrofă. Regele, cunoscut pentru excesele sale și disprețul față de tradiții, se afla la un banchet extravagant, alături de nobilii săi, savurând vin din cupe de aur furate, cu proveniență din templul Ierusalimului. Această nelegiuire nu avea să rămână nepedepsită. Atmosfera era una de delir, iar muzica răsuna în surdină, dar în mijlocul veseliei, o umbră sinistră se pregătea să tulbure pacea. Deodată în fața celor adunați, o mână fără corp a apărut, scriind un mesaj enigmatic pe peretele palatului: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Cuvintele au strălucit, aducând cu ele o tăcere apăsătoare. Regele, cuprins de panică și confuzie, a căutat să descifreze semnificația acestor simboluri, dar numai frica și nesiguranța au cuprins sala. Profeții și înțelepții au fost chemați în grabă, însă niciunul nu a reușit să ofere claritate. Regele, tremurând de groază, a realizat că soarta lui era pecetluită. Mesajul trimis de justiția divină anunța inevitabila sa cădere. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și așa era. Timpul său pe tron fusese calculat și în fața ochilor săi definitiv marcat. În acea noapte, în timp ce Balșazar se zbătea între nevoia de înțelegere și frica de moarte, perșii conduși de regele Cyrus se apropiau tăcuți de cetatea Babilonului. Întreaga viață a regelui, plină de opulență și păcat, se apropia de sfârșit. A fost lovit de o moarte accelerată, somnul său fiind întrerupt de faptele îngrozitoare ce aveau să vină. În zorii unei noi zile, orașul avea să descopere tragedia. Regele Balșazar, simbol al corupției și al ignoranței față de divinitate, căzuse victima judecății divine. Dintr-o noapte de fericire, Babilonul se transformă într-un cimitir plin de regrete și avertismente. 3. Masacrarea inocenților. Într-o noapte sumbră, când stelele păreau să strălucească mai palid ca niciodată, orașul Betleem a fost cuprins de un val de groază și durere. La porunca lui Irod, regele Iudeii, soldații înarmați au fost trimiși să execute un ordin barbar, uciderea tuturor pruncilor din Betleem care nu aveau mai mult de 2 ani. Motivul? Teama obsedantă a lui Irod față de profeția unui nou împărat, un mesia care ar fi putut să-i amenințe domnia. Întâlnirea dintre magi și rege a fost marcată de ambiguitate. Veniți din ținuturii de departe, acești înțelepți aduseseră vești despre nașterea unui copil important. Dar răspunsul lui Irod, în loc să fie unul de bucurie, a fost marcat de panică și paranoia. Astfel, masacrul pruncilor a început, iar sângele nevinovat a curs în nenumărate case, părinții fiind sfâșiați de durere și uluire. Atrocitatea comisă de soldați, care au îndeplinit acest ordin inuman, a lăsat urme adânci în memoria colectivă a comunității, lăsând în urmă un peisaj de disperare. Strigătele de durere ale mamelor care se jerfiseră de bunăvoie pentru a-și proteja copiii reverberau în aer, transformând noaptea într-un coșmar tangibil. Cei mici au murit fără milă, ar fi spus mai târziu martorii, amintindu-și cum mila și compasiunea s-au transformat în sfârșit într-un tumult de sânge și lacrimi. Dar cu toate acestea, soarta lui Irod nu a fost una de izbândă. În fața atâtor crime comise din dorința de a-și menține puterea, el a fost condamnat la o pedeapsă terifiantă. O boală cruntă, o gangrenă genitală, s-a abătut asupra lui, umplându-l de suferință și umilință. Organul său, odată puternic, a fost acum devorat de un rău care a lăsat în urmă o amprentă de neuitat. 4. Distrugerea Sodomei și Gomorei. Într-un episod dramatic și apocaliptic din istoria biblică, cetățile Sodoma și Gomora au fost consumate de un cataclism devastator. Un act al justiției divine menționat de-a lungul veacurilor,
ca simbol al păcatului și corupției. Aceste orașe, odinioară pline de viață și prosperitate, au fost transformate într-un morman de ruine, iar ecourile strigătelor celor condamnați s-au pierdut pentru totdeauna în fumul des al distrugerii. Cauza acestei exterminări în masă o reprezintă păcatele grele săvârșite de locuitorii Sodomei și Gomorei. Violarea legilor divine, imoralitatea și nelegiuirea au culminat într-un grad de corupție ce a făcut imposibilă continuarea vieții în aceste cetăți. În fața acestei realități, Dumnezeu a decis să intervină, protejându-l pe Lot, nepotul lui Avram, care a ales să migreze acolo în urma unei dispute familiale. În acea zi terifiantă, cerurile s-au întunecat, iar o ploaie de sulfură fierbinte a început să cadă asupra orașelor. Imaginea apocaliptică a oamenilor arși de vii, strigătele lor neauzite și sufletele care se pierdeau în flăcări, este greu de imaginat, dar totodată imposibil de ignorat. Cetățenii, prinși în capcana propriilor fapte, nu au avut nicio șansă să scape de soarta pripită ce le-a fost hărăzită. Dumnezeu a acționat cu o fermitate care impresionează, dar care provoacă și o frică profundă. Pereții cetăților, cândva strălucitoare și pline de viață, s-au transformat în cenușă, simbolizând nu doar sfârșitul a două orașe, ci și un mesaj de avertisment pentru întreaga umanitate. Corupția și păcatul nu pot rămâne nesancționate, iar justiția divină va acționa întotdeauna în fața injustiției. În mijlocul acelui haos, Lot a fost salvat, un simbol al celor care aleg să se abată de la căile păcatului. Refugiat în siguranța unui loc ales de divinitate, el a fost martor la ultimele clipe ale unei lumi ce s-a întors împotriva ordinii divine. Istoria lui Lot, marcată de dileme și alegerea de a fugi de rău, este o lecție despre eroism și fuga de la un destin cumplit. Desigur, imaginea distrugerii totale este una cruntă. Gândul la suferința celor care au pierit astfel poate fi copleșitor. Această narațiune nu trebuie uitată, căci este un testament al pericolelor corupției și al alegerilor greșite făcute de oameni. Sodoma și Gomora rămân un simbol al decăderii morale, iar lecțiile lor sunt departe de a fi epuizate în conștiința colectivă a societății. 5. Lăcustele apocaliptice din adâncuri. Într-o viziune apocaliptică cu totul hipnotizantă și de-a dreptul terifiantă, Cartea Apocalipsei propune o imagine sumbră asupra viitorului omenirii. Lăcustele, descrise ca soldați cu chipuri de femei, dinți de leu și cozi de scorpion, au fost aduse la viață în imaginația celor care le-au citit povestea. Conduse de regele lor Abaddon sau Apollyon, aceste creaturi demonice simbolizau nu doar o amenințare fizică, ci și o luptă împotriva celor mai întunecate colțuri ale sufletului uman. Într-o zi înfricoșătoare, lăcustele au ieșit din adâncuri cu o furie copleșitoare. Imaginea lor, cu coroane de aur strălucind pe cap și armuri împodobite cu decorațiuni macabre, se va fixa în memoria celor care îndrăznesc să contemple această scenă. Aceste creaturi nu erau doar insecte, ele erau manifestări ale fricii, disperării și ale forțelor ce amenință ordinea cosmică. Biblia simbolizează această invazie ca pe un ultim atac, unul plin de groază, ce avea menirea de a aduce omenirea la marginea distrugerii. Lăcustele, descrise ca având puteri supranaturale de a tortura și de a da fiori de neuitat, deveneau astfel metafore ale păcatului și ale judecății divine. Ele nu doar atacau trupul, ci pătrundeau adânc în suflete, făcând să se simtă greul păcatului și fiorul judecății iminente. Povestea adusă la viață de apocalipsă ne provoacă să ne gândim la teme universale, frica de necunoscut și poate inevitabilitatea finalului. Această viziune nu este doar despre distrugere, ci și despre modalități subtile prin care omul se poate confrunta cu răul din interiorul său, fiind totodată atenționat asupra consecințelor acțiunilor sale. Lăcustele, cu formele lor grotesc frumoase,
au fost provocări pentru umanitate să se confrunte cu alegerile greșite, cu egoismul și corupția morală. De ce să aduci în viața ta lăcuste apocaliptice care să te tortureze când poți alege lumina? Mesajul acestui capitol din Biblie este profund, iar interpretarea lui rămâne deschisă la multe perspective. 6. Cele 10 molime din Egipt. Într-o eră în care nedreptatea și opresiunea atingeau cote alarmante, Dumnezeu a decis să intervină în favoarea poporului său israelit. Egiptul, un simbol al puterii și al abuzului, a devenit scena unor serii de calamități, menite să declanșeze tremurul și frica în rândul asupritorilor. Această poveste, consemnată în scripturi, se desfășoară sub forma celor 10 molime, o veritabilă judecată divină, împotriva egiptenilor care își exploataseră semenii. Prima molimă a început cu transformarea apelor nilotice în sânge, un act simbolic de răzbunare care a marcat începutul acestei catastrofe. Egiptenii care se bazau pe Nil pentru viața de zi cu zi au văzut cum apa, esențială pentru supraviețuire, a devenit mortală. Apoi râurile au fost invadate de broaște care au umplut fiecare colț al casei, deranjând liniștea unei civilizații odată prospere. Apoi, următoarea calamitate a fost o invazie de purici care a acoperit pământul, urmată de muștele care ciupeau neîncetat. Poporul egiptean, adus la limita răbdării, se confrunta cu ciuma ce le distrugea recoltele, o lovitură devastatoare pentru economia țării, totul culminând cu o epidemie de ciumă bubonică ce aducea moartea și suferința. Grozăvia nu s-a oprit aici. Egiptul a fost apoi lovit de grindină și foc din cer, distrugând ce mai rămăsese din pământurile fertile. Invazia lăcustelor a venit ca un ultim act de devastare, consumând ultimele rădăcini ale avoției egiptene. Oameni care mai înainte se considerau stăpânii lumii, se vedeau acum privați de tot ceea ce avuseseră. Într-o culminare de teroare, s-a lăsat un întuneric profund asupra Egiptului, o întunecare care a cuprins întreaga țară, lăsându-i pe egipteni sub o cortină de panică și neputință. Ultima și cea mai strigătoare lovitură a fost moartea fiecărui băiat întâi născut în familiile egiptene, o tragedie care a zguduit temeliile societății egiptene. Deși toate aceste calamități aduseseră suferință și disperare, faraonul cu inima de piatră nu a cedat până când a fost sfârșitul ultimului act al acestei drame. Faraonul s-a încăpățânat să nu le permită izraeliților să părăsească Egiptul, ignorând avertismentele divine, până când durerea lui personală și pierderile suferite pe plan familial au dus la o schimbare inevitabilă de atitudine. Acest episod din istorie nu este doar o poveste despre judecată și răzbunare, ci este și o lecție despre puterea divină și despre umanitate. 7. Potopul. Într-o eră în care pământul era cufundat în corupție, nedreptate și violență, Dumnezeu a decis că era timpul să intervină. Această decizie radicală a fost mai mult decât o simplă sancțiune. Era un restart necesar al creației sale, o șansă de a scrie o nouă pagină în istoria umanității. Imaginea devastatoare a unui potop ce avea să înghită totul, cu excepția unui singur om și a familiei sale, se pregătea să devină o realitate, o poveste de neuitat trecută prin secole. Noe, un bărbat cu o credință neclintită, a fost ales să supraviețuiască. Într-un moment crucial, când alții ignorau avertizările divine, el a fost convins să construiască o arcă, un refugiu care urma să adăpostească fiecare cuplu de animale. Un efort colosal, dar absolut esențial. După mine, potopul părea să-i șoptească soarta, dar Noe a rămas dedicat misiunii sale, în ciuda neînțelesurilor și disprețului pe care îl întâmpina din partea celor din jur. Când a venit vremea, cerurile s-au deschis, iar ploile au început să cadă, inundând pământul. Dumnezeu a dat drumul apei, o judecată simbolică ce a șters tot ce era stricat, ridicându-se pentru a purifica lumea de crimele și păcatele care o bântuiau. Apa a crescut necontrolat în timp ce pământul se transforma într-un ocean veninos,
înghițând viețile celor care trăiseră fără respect față de voința divină. Aceasta nu era doar o distrugere fizică, era o purificare a esenței umane. Cei care au ignorat semnele, care au trăit în nelegiuire și violență, s-au văzut în cele din urmă învăluiți de propria disperare. Potopul devenea astfel un simbol al justiției divine, iar pământul, ce fusese odată bogat și vibrant, își găsea sfârșitul în această apocalipsă. Dincolo de cele întâmplate, arca lui Noe se ridica plină de animale diverse și de speranța unei noi vieți. Aici, în interiorul acelui spațiu protejat, se afla nucleul unei umanități care trebuia să renască. Credința sa i-a oferit forța necesară de a rămâne alături de familia sa, în timp ce afară, natura zbuciumată trăia o dramă fără precedent. Pe măsură ce apa a început să se retragă, Noe a ieșit din arcă pentru a explora un pământ nou, curățat de păcate și odihnitor, dar plin de promisiuni. Această poveste nu este doar despre distrugere, ci și despre regenerare. Nimic nu a fost pierdut, ci mai degrabă lumea s-a transformat. 8. Judecata Domnului față de Ierusalim. În istoria tumultoasă a poporului ales, un moment deosebit de dramatic și copleșitor a fost judecata divină asupra Ierusalimului, un oraș care, de-a lungul vremii, a fost martor la faptele îngrozitoare ale oamenilor săi, s-a văzut în fața unei sentințe care nu putea fi evitată. Furios din fire, Dumnezeu a observat cum oamenii s-au lăsat copleșiți de păcat, cum nelegiuirile și corupția învăluiau fiecare colț al vieții cotidiene. Asemenea unei metalurgii care transformă minereurile brute în metale pure prin arderi intense, Divinul a avertizat că va interveni cu o judecată devastatoare. În viziunea sa, imaginea poporului Ierusalim era aceea unei forge, unde respirația sa de foc va arde păcatul din inima indivizilor. Această metaforă puternică sublinia intensitatea justiției divine, un act menit să curețe ceea ce era stricat și să înnoiască ceea ce putea fi salvat. Într-o reluare dramatică, Dumnezeu a pictat viziuni sfâșietoare de distrugere. Oamenii erau arși de flăcări, sufletele lor fiind purificate prin suferință. Judecata nu era doar un simplu act de răzbunare, ci o manifestare a dorinței divine de a curăța și de a readuce ordinea în mijlocul haosului moral. Asemenea unui aruncător de foc care își îndreaptă vârful asupra unui metal ruginit, acel foc simboliza nu doar distrugerea, ci și regenerarea de care avea nevoie cetatea. Cei care trăiau în Ierusalim, ignorând avertismentele esențiale, au continuat să persevereze în păcatele lor. Mândria, nedreptatea și idolatria au dus orașul către marginea abisului. Profetul a vestit mesajul divin, iar cuvintele lui au străbătut străzile din Ierusalim ca un ecou al disperării. Oamenii însă au ales calea disprețului, făcându-se auziți prin tăcerea lor în fața adevărului. Judecata a venit ca o furtună, iar Ierusalimul a fost transformat într-o umbră a ceea ce fusese odinioară. Flăcările ardeau nu doar clădirile, ci și inimile înghețate ale celor care nu au ascultat. Această imagine catastrofală a permis unei întregi generații să înțeleagă mesajul profund al purificării divine. 9. Chinurile lui Isus. Imaginea suferinței este adânc înrădăcinată în relatarea biblică, iar crucea pe care Isus Hristos a purtat-o devine simbolul suprem al durerii și sacrificiului. Într-un context de cruzime, așa cum este adesea întâlnit în paginile Sfintei Scripturi, Isus, Fiul lui Dumnezeu, a îndurat momente de suferință intensă și umilire, totul pentru a plăti prețul păcatelor omenirii. Această poveste de răscumpărare, marcată de sacrificiu și dragoste, ne invită la reflecție profundă asupra naturii umane și asupra legăturii dintre divin și uman. Pe parcursul ultimei sale zile pe pământ, Iisus a fost supus unor atrocități inimaginabile.
Legat și condamnat fără milă, el a fost bătut, umilit și batjocorit. Crucea, un simbol al execuției, a devenit instrumentul prin care el a suportat nu doar durerea fizică, ci și greutatea păcatului întregii umanități. Fiecare bătaie, fiecare cuvânt de dispreț și fiecare moment de abandon au fost parte dintr-un plan divin mai mare, menit să răscumpere și să salveze. Aproape că uităm în fața durerii sale că tot acest chin a fost îndurat pentru a înlătura mânia Tatălui, o mână de justiție răzbunătoare măcinată de păcatele omenirii. Prin jertfa sa, Iisus a dorit să ofere o soluție, o cale de întoarcere către bunătate și mântuire. Această alegere a fost cât se poate de deschisă, un act de dragoste desăvârșită, un dar oferit fără a cere nimic în schimb de la cel care a ales să plătească prețul pentru alții. Ultimele momente ale lui Iisus pe cruce au fost copleșitoare. Cu fiecare suspin, el a purtat poverile umanității, spălând astfel fără de legile și oferind o nouă speranță celor pierduți. Cuvintele "a fost împlinit" au răsunat nu doar ca o concluzie, ci și ca o promisiune de răscumpărare și eliberare. 10. Lacul de foc. În paginile Bibliei, descrierea iadului sau a lacului de foc este sumară, dar profundă, lăsând loc unei imagini terifiante. Rare ori se întâlnesc detalii ample și explicite despre această realitate, dar atunci când sunt menționate, ele evocă fior și frică. În cartea Apocalipsei, scrisă de Ioan, viziunea asupra sfârșitului lumii se conturează ca o bătălie apocaliptică între forțele binelui și ale răului. Această luptă sacrificală se derulează într-un context dramatic, în care adevărata esență a binelui este reprezentată de cei care, prin credință și sacrificiu, au îmbrățișat martiriul, devenind simboluri ale vindecării și speranței. În acest peisaj sumbru, binele nu este reflecția creștinilor deja răsplătiți în rai, ci a celor care au renunțat la viața lor pământească în confruntarea cu forțele întunericului. Acești martiri, adesea uciși în lupta împotriva lui Satan, Antichristul și falsul profet, devin eroi ai credinței, purtând cu ei o lumină care, în fața întunericului, devine cu atât mai strălucitoare. Pe măsură ce bătălia se intensifică, lumea pământească devine un loc de suferință și disperare. Cineva ar putea spune că tot ce a rămas pe acest pământ a fost condamnat să sufere. Singurătatea și durerea chinuiesc sufletele care rămân prizoniere ale necredinței. Viziunea lacului de foc apare ca un simbol al judecății finale, un loc destinat celor care au ales calea greșită și unde focul și suferința devin mereu prezente. Această imagine a iadului este un avertisment puternic despre consecințele alegerilor noastre. Lacul de foc nu este doar o destinație postumă. El este reprezentarea supremă a ruperii de Dumnezeu și a iubirii divine. În mod paradoxal, această realitate cruntă este menționată pentru a ne îndemna să ne reconsiderăm credințele și acțiunile în viața pământească. Biblia nu este doar o carte de credință, ci și un document complex care ne oferă oglinda naturii umane. Între poveștile de iubire și virtute se află fragmente de suferință și cruzime care ne provoacă să reflectăm asupra alegerilor noastre și asupra condiției umane. Aceste narațiuni ne amintesc că, deși istoria este plină de întâmplări fascinante, uneori adevărul este mai dureros decât ficțiunea. Dragii noștri, asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumim, ca de obicei, pentru atenție și să ne reauzim cu bine. Doamne ajută tuturor! Pe curând!